Avem un moment interesant, un moment special, un moment de puțină magie a dansului turcesc. Și mulțumesc lui Nurten pentru că a făcut posibil acest lucru. Nu a fost ușor deloc. Păi nu, că după aia urmează. Da? Eu sunt mesele. Eu vă mulțumesc încă o dată și mai fac un apel tuturor celor care vor să scrie la revista Misterele Dunării să ni se alăture, să nu fim numai noi doi în continuare la următoarele numere, că nu e ușor deloc. Vă mulțumesc! Care au scos o asemenea revistă. Cred că era necesar să apară o revistă de genul acesta, cultural, istorică, pentru că e nevoie nu numai pentru comunitatea turcă, dar pentru toate comunitățile. Și în special pentru majoritate. Că încă se pare că nu ne cunoaștem prea bine unii pe alții. Încă rămânem tributari a unor percepții poate greșit prezentate uneori pentru a sublinia anumite momente ale epocii. Revista este salutară, o primesc cu cea mai mare dragoste, chiar dacă este copilul dumnealor. Acest număr îl consider și copilul comunității turce, pentru că acest articol de fond, Sarsatul Baba, reprezintă o primă pagină a ceea ce a fost comunitatea turcă. Într-adevăr, nu turcoman, este mai bine folosit, cred eu, termenul de prototurci, pentru că este perioada când vin turcii Selgi ucizi în acea trimiși de Mihail Paleologul pentru a apăra granițele Bizantiei. Că Bizantiei, Imperiul Bizantiei se întindea până aici. Iată că prima dată n-au venit ca năvălitor sau cuceritor, ci au venit ca să apere granițele Imperiului Bizantiei de năvălirea mongolilor.
N-am să stau prea mult asupra, n-am să insist prea mult asupra acestui moment. Eu am pregătit pentru dumneavoastră două clipuri, PowerPoint, una privind acele morminte, acele tombale care merg din Anatolia și până aici la Babadag, pentru că se consideră că mormântul real al lui Sare Saltul Babad se află aici. Însă el este un personaj atât de important în perioada respectivă, a secolului XIII, încât în memoria lui s-au ridicat foarte multe lăcașe de adorație. Eu citind mai mult, pentru că după Revoluție m-am oprit mai mult să aflu câte ceva despre Sare Saltul Babad, am ajuns la concluzia că aproape în fiecare loc unde se află un lăcaș dintre acestea de adorație, se află înmormântat un Sare Saltuc, pentru că ei formau, veneau din Khorasan, din Turkmenistan, și primele triburi turcmene și se află în clanuri și clanul, într-adevăr, se numea Saltuk, clanul Saltuk. Apoi, de la Sare Saltuk a ajuns să fie numit peste tot câte un Saltuk. Acest clan a sprijinit foarte mult atât armata, întâlnim atât în ultima perioadă a Imperiului Seljucid, dar îi întâlnim foarte mult în prima perioadă a poluării statului otoman, în armata lui Osman Gazi, cel care a fondat primul stat otoman. De aceea eu cred că există peste tot, pentru că atunci când am să vă prezint, o să vedeți niște lucruri care m-au impresionat. Eu am început să merg pe urmele acestor lăcașe de cult și primul lăcaș pe care l-am întâlnit la Istanbul m-a impresionat foarte mult și când am să ajung acolo, domnul profesor spunea că de Hacıbektaş Veli, de sufismul turc. Într-adevăr, cultura turcă islamică diferă foarte mult de cultura islamică arabă. De ce? Pentru că în cultura turcă islamică se păstrează foarte mult din cultura veche tradițională al culturii șamanice, elemente din cultura șamanică, cei care s-a transferat foarte bine în perioada secolului XIII la Bektaşi. Acest Bektaş Veli este un elev al lui Ahmet Yesevi și atunci când îl trimite, spune legenda, când îl trimite în Balcan, îi spune următoarele cuvinte. A sosit timpul să pleci. Deschide-ți aripile iubirii și pornește în marea ta călătorie. Fă cu dragoste ceea ce nu au putut alții să facă cu sabia și războiul. Îmbrățișează-i pe toți cu iubire. Iubirea este o flacără care stinge ura, zânzania și ticăloșia. Rupe tot acest paian jăniș. Fii tu însuți. Ai să vezi atunci cum lumina iubirii tale strălucește în fiecare colț al Anatoliei și Balcanilor. Iubirea este uneori ca bobul de grâu, alteori strop de rouă, uneori o bucată de lemn. Noaptea îngerii, iar ziua derbișii să-ți fie tovarăș de drum. De aceea poate că Sare Saltuk Babad a slujit deopotrivă și a fost prieten atât al creștinilor
al evreilor, cât și, bineînțeles, al musulmanilor. Are un rol important în Balcan. O să vedeți, am adus niște cărți, o să le citiți și dumneavoastră, o să le oferim în dar și atunci o să aflați poate mai multe lucruri. Eu mă opresc aici, nu vreau să vă plictisesc, dar vreau să vă arăt aceste imagini și o să vedeți cum este venerată deopotrivă atât de creștini cât și de musulmani. El se numește uneori, creștinii l-au numit uneori Sfântul Pavel, alteori Sfântul Nicolae, sau, cum îl numesc în Macedonia, la Ohri, Sfântul Naum. E foarte interesant. Aceasta înseamnă că dacă știm să iubim, să trecem dincolo de granițele dogmelor, putem trăi foarte bine împreună și în prățietate și în pace. Atunci să dau drumul acestui PowerPoint. Al convergentelor religioase din Balcan. Ne vom opri pentru prima dată la Diyarbakır, în centrul orașului Diyarbakır, în apropiere de poarta Urfa, se află altarul ridicat în cinstea lui Sarıs Altun Baba. Conform legendei, se spune că în urma unei lupte, acest sfânt rătăcitor a fost martirizat și îngropat acolo unde se află altarul. Mormântul ocupă un loc important în credința localnicilor. Femeile cred că dacă vine seara, vor veni aici descălțate și se vor ruga pentru împlinirea unor dorințe, acestea vor fi ascultate de sfânt și îndeplinite. Se mai crede că dacă cineva aflat în mare primejdie și suferință se va ruga și va pomeni de trei ori numele lui Sarıs Altun Dede, dorința îi se va îndeplini și sfântul îi va ajuta. Cel bolnav, cea care are soțul șomer, fete nemăritate, vin la mormânt, aprind lumânări și încearcă prin rugi aduse sfântului să-și găsească leacul. Dacă pereții geamiei, ca și ale clădirilor din apropiere, sunt înconjurate cu crengile de viță de vie, de sute de ani, altarul lui Sarıs Altun Dede este conectat doar la puterea spirituală a sfântului. Acesta este momentul. Mergem mai departe și poposim la Iznik. Iznikul este localitatea în care a avut loc, deci Niceea se numește, și după cum știți, aici are loc primul consiliu care împarte cele două ramuri ale religiei creștine în religia catolică și ortodoxă. Mergem mai departe de la Iznik, pornim mai departe și ne oprim la Istanbul, în zona Sarıyer, Rumeli Fener se numește, Panarul Rumeli, este locul în care Marea Neagră se unește cu Bosforul. Aici e un sat de pescari. Acest far a fost construit în urma războiului Crimeei de către francezi. E o legendă foarte interesantă. Au încercat francezii de câteva ori să o construiască, aproape ca și mănăstirea Argeșului, numai că nu reușeau să o termine. Mare mirare le-a fost de ce nu reușesc. Și atunci au zis să întrebe sătenii. Și unul din săteni le-a spus, sătenii le-au spus,
acolo este mormântat un sfânt. Și dacă veți încerca să construiți pe mormântul lui, atunci poate că și o să-i venerați locul, poate că sfântul vă va da voie. Francezii au construit farul, au reușit să îl construiască și după ce l-au construit, la primul etaj, i-au făcut acest tălăcaș. O cameră, sunt două camere, aici în partea dreaptă, vedeți, este mormânt făcut în memoria lui Sarasadru Baba, pentru că au zis că este Sarasadru Baba mormântat acolo, și în memoria lui i-au făcut acest lăcaș, să zicem, de cult, unde de atunci și până astăzi oamenii merg să se roage. Pescarii, e foarte interesant, pescarii când pleacă dimineață în larg, întâi vin, se roagă în fața farului, la Sarasadru Baba, după care pornesc să pescuiască. Îl venerează foarte mult și vreau să vă spun de ce zic că trebuie să existe totuși ceva, pentru că eu vreau să vă spun sincer că am simțit o stare ciudată atunci când am intrat aici. Am mai fost și în alte locuri, dar aici parcă altă ceva transmite acest lăcaș. Mergem mai departe și ajungem, înainte de a ajunge în Albania, la Cruja, întâlnim un alt lăcaș, o căsuță, în care se spune că și aici este înmormântat Sarasadru Baba. Ceea ce este foarte interesant, dacă observați la casă, sunt două locuri unde se pot deschide ferestrele acelea și se pot aprinde lumânări. Pentru că, trebuie să precizez, turcii când au venit aici, au fost aproape cu toții la curentul, aparțineau de curentul Bektashi. În cadrul curentului Bektashi, ca o urmare a culturii șamanice, se aprind lumânările la rugăciuni. Acest lucru noi îl păstrăm și acum, chiar dacă am trecut cu toții, facem parte, suntem suniți. În România nu există niciun alt curent cum există în Bulgaria, în Macedonia, în Kosovo. Acolo sunt mai multe curente musulmane, dar în România toți sunt suniți. Iar urma acelui pas se consideră că ar fi fost al lui Sarasadru Baba. La Cruja, aici, la poalele unui munte, aproape de o peșteră, într-un loc foarte strâmt, se ajunge foarte greu acolo, este la fel un mormânt, un altar ridicat în memoria lui Sarasadru Baba și se crede că și aici este mormântat Sarasadru Baba. Și iată că ajungem, aici este la în Kosovo, în via unui cetățean, la Plava, și ajungem la Ohri. La Ohri este mănăstirea Sfântul Naum. Până nu de mult, atât musulmanii cât și creștinii, deopotrivă, se rugau, pentru că creștinii, vedeți aici, este chiar o icoană care